Mai mulți profesori din municipiul Motru au protestat astăzi în fața inspectoratului școlar, nemulțumiți de reducerea orelor. Potrivit acestora, măsura luată de inspectorii ISJ prevede scăderea numărului de clase la liceu de la 8 la doar 5 clase. Este foarte dificil, adică să ai copii dublu față de anul precedent și am făcut 6 clase și anul acesta care urmează să facem 5, deci este, din punctul nostru de vedere, noaptea minții. Probabil se dorește altceva cu diferența aceasta de 200 de copii, să fie, zicem noi că nu putem acum, eu vorbesc pur și simplu trăgând doar niște concluzii, să fie direcționat spre Târgu Jiu, să facă naveta, 50, 60, 70 de kilometri, eu știu cât, ca să-și salveze licee, clase de aici. Nu cred că este normal și firesc și corect nici pentru acești 200 de copii de clasa 8-a, nu este normal nici pentru noi profesori. Pentru că noi suntem prinși acum foarte rău, faptul că situația asta ne-au dat în ultima zi, cu numărul de clase, noi nu avem catedre constituite, noi nu știm cine intră în restrângere, cine trebuie să facă completare. Treaba asta trebuia făcută, ultima zi a fost ieri, parcă, nu? Noi ieri trebuia să avem cereri de completare, cereri de restrângere, lucru care nu l-am făcut pentru că nu am știut să facem dosare, pentru că ieri ne-au anunțat că nu avem decât 5 clase, da, telefonic. Nu, în baza unei hârtii oficiale. Da. Iar noi n-am știut ce să facem. Protestatarii au intrat la discuții cu reprezentanții inspectoratului. Este că la momentul acesta, așa cum de altfel se și vede în incinta inspectoratului, o delegație a profesorilor, a corpului profesoral de acolo, de la Liceul Tehnologic din Motru, se află aici la sediul inspectoratului școlar județean și poartă discuții cu conducerea și cu inspectorii responsabili, astfel încât să se ajungă la o soluție favorabilă tuturor, pentru că până la urmă asta ne dorim cu toții, să existe eficiență atât din punct de vedere al ISJ, cât și din punct de vedere al cadrelor didactice. Se va face o nouă analiză a situației numărului de copii din perimetrul zonei, pentru că vorbim de o zonă a Motrului, știindu-se foarte bine că acei copii ce vin la cele două entități liceale din zonă nu vin strict din municipiu, ci vin din tot arealul zonei Motru. Dacă se va găsi un număr de copii suficient încât să poată fi făcută o chestiune, o rectificare pozitivă, vom afla în foarte scurt timp. Nu putem să dăm 6 clase către un liceu tehnologic, iar alt liceu să rămână fără nicio clasă. Se găsesc care fiecare soluție astfel încât să se poată derula procesul la liceele tehnologice și nu numai, limitele decenței. Este într-adevăr o situație problematică. Dacă se vor găsi resursele, și aici când spun resurse mă refer la un număr de elevi, așa cum spun dumnealor, se vor găsi și soluțiile aferente. În fiecare an au avut loc discuții pe tema mobilității școlare. Din cauza numărului mic de elevi, tot mai multe clase dispar de la un an la altul.